Salut! Bine ați venit la tutorialul meu! Astăzi o să vă arăt să faceți o brățară triplă diferită. Ca să o facem avem nevoie de două furculițe, o igliță, elastice de culori și o închizătoare. Ca să începem o să luăm o gumiță cu culoarea de fond și o să o punem în toți patru dinți în prima furculiță și în toți patru dinți învârtim și în toți patru dinți în cealaltă furculiță, în forma 8. Iau alt elastic și îl pun în forma 0. Și acum scot elasticul de dedesubt care era învârtit în forma 8. Acum luăm un elastic roz și îl punem în primul dinte din prima furculiță, în primul dinte din cealaltă furculiță. Un elastic turcoaz în dinții din mijloc și alt elastic roz în ultimul dinte din amândouă furculițe. Și acum scoatem elasticul gri. Luăm alt elastic gri și îl punem în tot patru dinți din o de o furculiță. Iau un elastic roz și îl pun în primul dinte din amândouă furculițe. Iau un elastic turcoaz în doi dinți din mijloc din amândouă furculițe și alt elastic roz în ultimul dinte. Scot elasticul gri și acum gumițele de dedesubt care sunt. Întorc șalia de dedesubt. Iau alt elastic gri, îl pun în toți patru dinți, un elastic roz dintr-o furculiță, un elastic roz în primul dinte din prima și din a doua furculiță, un elastic turcoaz în dinții din mijloc, din amândouă furculițe și alt elastic roz în ultimul dinte. Scot elasticul gri și elasticele de dedesubt. Întorc. Așa. Și facem același lucru. Luăm un elastic gri, îl punem în toți patru dinți din o furculiță. Iau un elastic roz, unul turcoaz și altul roz. Scot gumița gri și gumițele de dedesubt. Întorc. Și tragem. Facem același lucru. Și tragem și aici o să ne iasă. Iau alt elastic gri și facem același lucru. Întorc. Mai trag.
calculatorul. Și așa o să facem până avem măsura noastră. Acum o să profit să salut pe câțiva abonați. Pe Laura Alexia, Alexuța Ale, Daliana Dali, Andrada Elena Balan, Lazar Andreea, Otilias Zabo, Valentina Angel și Dorotea Păscălin. Vă pup! Cum vedeți, eu deja am făcut mărimea mea și acum o să închidem. O să luăm elasticul din primul dinte și o să-l punem dinții din mijloc. Iau elasticul din ultimul dinte și îl pun în dinții din mijloc și fac același lucru în partea cealaltă. Așa. Luăm un elastic gri și punem în dinții din mijloc din amândouă furculițe. Și trebuie să scoatem acum cele două elastice roz și cu mița turcoaz. Și numai trebuie să-mi rămână elasticul gri. Întorc și scot. Acum iau alt elastic gri, îl pun în dinții din mijloc și scot elasticul gri care e dedesubt. Acum, elasticul gri îl pun pe igliță. Și luăm. Îmi pun pe deget, luăm închizătoarea și o punem, mă duc în partea cealaltă și o punem. Și deja avem brățara noastră. Sper că v-a plăcut, ați văzut, e foarte ușor de făcut și rămâne foarte frumoasă. Voi puteți să o faceți de culori diferite sau așa cum vreți voi. Și vă aștept la următorul tutorial. Nu uitați să vă abonați. Pa!